Marte. Oror de neimaginată la spitalul de psihiatrie din Ștei, angajații unei instituții care apără drepturile persoanelor cu dizabilități au descoperit condițiile inumane în care erau ținuți bolnavii. În loc să fie tratați și îngrijiți, aceștia erau bătuți, torturați și înfometați. Mai mult, se pare că personalul medical folosea chiar și un pistol cu electroșocuri. O anchetă a fost deschisă, vă avertizăm, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Spitalul de psihiatrie Ștei, care pe pagina oficială se prezintă drept un cămin cald pentru cei care nu l-au avut niciodată, s-a dovedit a fi în realitate un adevărat centru de tortură. Un raport emis de Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități arată că pacienții erau bătuți, ținuți în condiții mizere și hrăniți cu mâncare expirată. Timp de 3 zile, angajații instituției au intrat în pielea bolnavilor internați la una dintre cele mai mari unități de psihiatrie din țară. Au dormit în aceleași condiții, au mâncat aceleași feluri de mâncare necomestibile și au asistat la scenele de tortură. Conform raportului, personalul medical obișnuiește să-i agreseze fizic și verbal pe pacienți, să-i amenințe și să-i pedepsească în cele mai crunte moduri. În timpul șederilor, inspectorii de monitorizare au găsit într-un salon folosit de angajații spitalului și un aparat de electroșocuri. Atunci a fost momentul în care au decis că este cazul să alerteze poliția. Imediat ce au fost sesizați, criminaliștii au fost primii care au preluat cazul, iar ulterior dosarul a ajuns și pe mâinile procurorilor. Anchetatorii au deschis un dosar penal și au început cercetările în cazul infirmierelor, iar în paralel, Ministerul Sănătății urmează să trimită un corp de control la unitatea din Bihor. Comisia care a făcut verificările a sesizat și ANPC-ul după ce au fost găsite alimente expirate. Ca primă măsură, spitalul a fost amendat cu 25.000 de lei. De altfel, pardoseala și pereții saloanelor se află într-o stare avansată de degradare. Ceea ce le-a îngrijorat însă cel mai mult pe autorități au fost semnele de violență fizică găsite pe corpurile pacienților. Conducerea spitalului nu neagă acest aspect, însă neagă cu tărie utilizarea pistolului cu electroșocuri. Există și alte acuzații grave în raport, motiv pentru care a fost demarată inclusiv o anchetă internă. La momentul inspecției, aproximativ 300 de persoane erau internate la spitalul de psihiatrie. În urmă, cu 3 ani, unul dintre pacienți a înjunghiat o infirmieră, iar din 2021 și până acum, în spitalul din Ștei, au murit 24 de oameni.